3032 de copii din județul Hunedoara vor încheia peste circa 4 luni cursurile clasei A8-a, după care își pot continua studiile în licee sau în școli profesionale. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a anunțat că în anul de învățământ următor vor fi 121 de clase, dintre care 88 de liceu și 33 în școli profesionale, inclusiv cele cuprinse în învățământul dual. Față de anul școlar în curs, în cel viitor va crește numărul de clase în școlile profesionale, aceasta fiind și o cerință a Uniunii Europene, ca viitorul învățământ tehnologic să devină predominant. Cu satisfacție vă pot spune că învățământul dual și profesional în acest an a crescut, în sensul că dacă anul trecut aveam pe învățământ dual 65 de locuri, în acest an numărul locurilor la învățământul dual a crescut la 210. Asta se datorează și unui proiect inițiat de prefectură în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și Liceul Energetic Dragomir Hormuzescu, pe proiectul Program Școală și Carieră Fii Meseriaș. De asemenea, avem 26 de clase de învățământ profesional la solicitarea agenților economici. Deci avem în total 33 de clase pe învățământ profesional. Este un lucru îmbucurător, asta ne cere Uniunea Europeană. Proporția învățământului tehnologic va trebui să fie dominantă. Mai trebuie menționat că la nivelul județului Hunedoara în anul școlar 2022-2023 sunt asigurate locuri în licee și școli profesionale pentru toți elevii care vor încheia cursurile gimnaziale pe 3 iunie.